slăbește cu făina de vinete. Această făină este o alternativă foarte sănătoasă pentru a îmbugăți ingredientele fade cu o valoare nutritivă mai mare, ajută la arderea grăsimilor și reduce pofta de mâncare. Făina din vinete este foarte sănătoasă și vă poate ajuta să pierdeți în greutate, având un mare potențial de a reduce colesterolul. În plus îmbunătățește mult tranzitul intestinal. Această făină este o alternativă foarte sănătoasă pentru a îmbogăți ingredientele fade cu o valoare nutritivă mai mare, ajută la arderea grăsimilor și reduce pofta de mâncare. Principalele sale avantaje sunt ajută la accelerarea tranzitului, deoarece are un conținut crescut în fibre, care facilitează eliminarea mai rapidă a conținutului intestinal, scade lipidele din sânge, deoarece fibrele conținute se leagă de grăsimile consumate și astfel, sunt eliminate, îmbunătățește funcția hepatică, deoarece are acțiune detoxifiantă a acestui organism. Această făină poate fi utilizată în curele de slăbire, înlocuind făina de grâu în unele rețete bineînțeles, acest gest fiind dublat și de respectarea unui aport de zaharuri scăzut și exercițiile fizice. Cum se prepară făina din vinete? Prepararea făinii de vinete este foarte simplă și se poate face acasă, fără nicio dificultate. Se folosesc trei vinete mari. Vinetele se curăță de coajă și se feliază subțire, aproximativ 4 mm în meme grosime și se introduc la cuptorul preîncălzit la 180 de grade, timp de câteva minute, pentru a se deshidrata complet, dar fără a se arde. Când sunt uscate, ar trebui să se fărămițeze ușor și se bat cu un mixer sau se pun în blender pentru a se transforma în praf. Se cerne apoi și este gata de utilizare. Făina poate fi depozitată într-un recipient curat și uscat. Întrucât nu conține gluten, poate fi conservată fără probleme timp de aproximativ o lună. Cum folosim făina de vinete? Făina de vinete poate fi adăugată la iaurt, sucuri, supe, salatele pentru regim, dând senzația de plenitudine mai ușor, consistenta, un gust plăcut și în plus, reduce absorpția grăsimilor. Nu are o aromă puternică, are puțină calorii și poate fi, de asemenea, adăugată la preparate calde, gătite simplu, cum ar fi orezul sau fasolea verde, ideale în curele de slăbire. Se recomandă să se consume două linguri de făină de vinete pe zi, care este echivalenta cu 25 până la 30 de grame. Poți înlocui pâinea sau alte surse de făinoase cu gluten cu această pâinică delicioasă și sățioasă din făină de vinete, din care poți mânca câte o felie, dimineață și la prânz, sau la gustarea de după masă, cu puțin iaurt degresat. Poate fi ținută la frigider și prăjită sau reîncălzită înainte de masă. Ingrediente 3 ouă, o cană făină, vinete, o cană amidon de porumb, o jumătate cană de zahăr brun sau zahăr de cocos, 3 linguri de unt, zeama de la o portocală, coaja de portocală, rasă, o lingură praf de copt, preparare, se bat ouăle, zahărul și untul. Apoi se adaugă amidonul de porumb și făina de vinete și se amestecă bine. Treptat, se adaugă sucul de portocală, coaja și în cele din urmă, drojdia. Cuptorul se încălzește în prealabil la 180 de grade și se toarnă compoziția într-o tavă unsă și presărată cu făină. Se lasă timp de aproximativ 30 de minute. Informații nutriționale, lista de mai jos indică valoarea nutritivă pentru o lingură de făină vinete, 10 grame. Energie 25 de calorii proteine 1,5 g grăsimi 0 de grame carbohidrați 5,5 grame, fibre 3,6 grame, fier 3,6 mg 16 grame de magneziu fosfor 32 de g potasiu 256 de mg dieta pe 3 zile cu făină de vine pe ziua o dimineață. O felie de pâinică din făină de vinete cu o cutie de brânzică de casă sub 5% grăsime, un ceai prânz. Somon simplu la cuptor sau la plită, puteți varia cu orice alt tip de pește, cu garnitură de salată verde, leurdă, ceapă verde, ridic, o lingură de făină de vinete, o linguriță de sut de lămâie, două lingurițe ulei de măsline, piper. Seara. Un iaurt slab, cu o lingură de făină de vinete ziua două dimineață. O fiert moale, o felie de pâinică din făină de vinete, un ceai sau o cafea neîndulcită prânz curcan la grătar cu garnitură de salată de fasole verde păstăi, fiartă cu usturoi, după fierbere se adaugă morar proaspăt, ulei de măsline și o lingură de făină de vinete seara o felie de pâinică de vinete, un ceai de tei ziua 3 dimineața. Suc dintr-un castravete fără sâmburi, o jumătate de tulpină de țelina, un sfert de lămâiță, lime și o lingură de făină de vinete. Se pot adăuga după gust puțină sare și piper, o felie de pâinică de vinete prânz mușchi de vită la grătar cu garnitură de orez integral, fiert, cu patru ciuperci, ulei de măsline, la sfârșit se adaugă chives mărunțit, o lingură de făină de vinete, pătrunjel proaspăt, seara un iaurt cu o lingură de făină de vinete. Sănătate! Abonați-vă, apreciați și distribuiți!